Aerodromul Clinceni are în prezent, din cauza pandemiei, mai multe decolări și aterizări decât cel mai mare aeroport al țării, cel de la Otopeni. Aici se antrenează și cei 15 piloți din echipa națională de acrobație. Chiar dacă nu e clar când vor putea concura din nou, ei stau inclusiv în weekend la manșa aparatelor Extra 300 sau Extra 330. Toate competițiile internaționale aeronautice au fost amânate pe anul viitor, exact așa a decis Federația Aeronautică Internațională, cu care noi lucrăm foarte strâns. Inclusiv campionatul european de acrobație pe care noi trebuia să-l organizăm la Deva în iulie, îl vom ține anul viitor, bineînțeles, în funcție de situație. Un pilot din lotul național trebuie să adune minimum 30 de ore de acrobație în fiecare an. Pandemia i-a încurcat puțin în primăvară, în timpul stării de urgență. De la jumătatea lui mai însă au reluat zborul și acum au tot cam atâtea ore ca anul trecut. Valentin Caval este cel mai tânăr component al lotului național. La 24 de ani, el face trecerea pe avionul Extra 300. Avem noroc, astfel ne putem antrena un an în plus, e un an câștigat, în care noi prindem mai multă experiență și ne vom prezenta la competițiile ce vor veni cu forțe proaspete. Cel mai puțin experimentat component al lotului național de acrobație are 200 de ore de zbor, în timp ce piloții titrați au adunat deja în jur de 4.000. Laszlo Ferenc și Andrei Șerb, doi dintre componenții experimentați, au urcat deja pe podium în competiții majore. Primul are o medalie de argint la campionatul european din 2015, iar al doilea una de bronz la campionatul mondial din 2018. În ultimii ani, echipa națională de acrobație a obținut rezultate foarte bune. În 2015 a ieșit pe locul 2 la campionatul european, iar acum 2 ani a ieșit pe locul 3 la campionatul mondial. De la aerodromul Clinceni pentru Telejurnal, Adelin Petrișor și Romeo Stancu.